Și pentru că este luni, este timpul să ne întâlnim cu Adriana Mitu, prietena noastră și trainer de parenting. Salutare, Adriana! Bună dimineața! Bună dimineața! N-am apucat să-ți spun, Adriana, că ai un nume care mi inspiră empatie și să știi că noi nu-ți mai spunem Adriana Mitu. Știi cum îți spunem noi? Asta? Adriana Mitu! Mitu? Da. Bine, să știi că mai sunt oameni care îmi spun mitul Adrianei. Mitul Adrianei, frumos! Bun, dar și a noastră e bună. Foarte bună, mulțumesc frumos! Cu mare drag, Adriana Mitu, spuneai că astăzi ne înveți despre generozitate, fapte bune. Toți părinții vor să aibă niște copii care să dea dovadă de empatie, de generozitate. Cum îi învățăm să facă treaba asta? M-am gândit la niște joculețe care să-l ajute pe copil să conștientizeze bucuria pe care o trezește în ceilalți atunci când face faptele bune. Și, bineînțeles, îl îndrumă să aibă comportamente prin care construiește relații sănătoase și asta e cel mai important lucru, să cultive în interiorul său sentimentul de generozitate. Pentru că dacă eu îi promit că îi dau bomboană ca să-și ajute sora, aceea nu este cultivarea sentimentului de generozitate, ci o face pentru că așteaptă o recompensă. Și să găsească undeva în interiorul său lucrul ăsta. Bineînțeles, este important să știm că în preșcolaritate copiii sunt destul de individuali și atunci ei au simțul proprietății foarte dezvoltat, e al meu, a mea, și nu sunt înclinați atât de mult spre a oferi. Dar în timp, văzându-ne pe noi, învață mult mai ușor să facă lucrul acesta. Și iată la joculețul la care m-am gândit. Primul se numește Ninja de fapte bune. Ninja de fapte bune, bun titlu. Da, îi vom propune copilului ca săptămâna aceasta să jucăm împreună un joc. Să fim ninja de fapte bune. Și ce avem de făcut este să-i urmărim pe ceilalți și să facem cât mai multe lucruri frumoase pentru ei, dar fără să fim observați. Așa cum niciun ninja nu este văzut, pentru că este un ninja. Și apoi să privim reacția celor din jurul nostru când primesc ceea ce ne-am oferit sau când descoperă că au primit un gest sau faptă bună. Știi la ce mă gândesc, Adriana? Da. Ninja de fapte bune, cred că sunt toate mamele așa. Tot timpul ne jucăm ninja de fapte bune, știi? Facem lucruri bune pe care ceilalți nu le observă, dar le savurează. Bun, hai că o să iau așa. O să fiu mai puțin frustrată. Mulțumesc! Deci poți să-l treci în fișa postului ninja de fapte bune. Așa fac, la CV, îmi trec acolo. Bun. La CV, da. Împart sau nu? De obicei ne așteptăm ca el, copilul, să împartă tot. Da? Toate jucăriile, toate obiectele, orice are să le împartă cu ceilalți, când nu este posibil lucrul acesta, pentru că nici noi adulți nu împărțim totul. Și atunci m-am gândit la un joc în care este foarte simplu, veți începe prin a spune voi numele vostru, spre exemplu, Adriana împarte mâncarea cu ceilalți. Da? Și un lucru pe care îl împarte. Apoi copilul va spune numele său și ce nu îi place să împartă. Tudor nu împarte păturica preferată, sau nu împarte bicicleta, sau nu împarte, nu știu ce, nu vrea el să împartă. Spune 2-3 lucruri după care schimbați sensul. Adică voi vă spuneți ceva ce nu împărțiți și ei vor spune ceva ce împart cu ceilalți. Foarte faină ideea, da. Asta îmi place mult, mult. Iar al treilea joculeț este foarte simplu. Atunci când ai un dar, îl încarci cu iubire. Ați încărcat vreodată darurile cu iubire? Ne-ai mai învățat tu odată ce să facem și să știi că mi-a rămas în cap. Primul pas este să îl ții lângă inimă și să-ți audă cântecul. Al doilea pas este să sufli peste el cu dragoste, iar al treilea pas este să iei un gând bun după ureche și să-l pui în cadou. Îmi plac sfaturile tale. Să știi că de când ai mai povestit tu de încărcatul ăsta al darurilor cu energie bună, cu iubire, fac întotdeauna așa, inclusiv cu sandvișurile lui Tudor pentru școală. Nu le țin ce-i drept la inimă, dar cumva le țin câteva secunde și trimit un gând bun acolo în ele. Adriana, îți mulțumesc tare mult pentru sfaturile și joculețele de azi. Ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci să ai parte numai de lucruri bune. Te pupăm!